cu prostiile nu înseamnă să fii tu. Să fii tu nu e niciodată târziu. Astea sunt debilisme. Da? Hai să vedem cine le zvonește, le pornește în lume. Tu ești tu, dintotdeauna ai fost. Nu ți-a stat nimic și nimeni în cale. Adu-ți aminte din amintirile din 3D, din tinerețile tale, din care cum. Tu ții în lumină niște programele debile care îi închid omului să fie tu, să fii tu însuși. Nu să le, știi? Tu le ai, adu-ți aminte. Tot timpul ai stat la paza adevărului și a minunilor din lumea ta, din viața ta, ai scos, era încuțite. Cine a îndrăznit, legat și pedepsit? Proiecția mașinilor tale, a mașinii sau a bicicletei sau a trotinetei sau a motoretei sau a motocicletei, fiecare cine ce a avut, a căruței, zi, da, a calului, a, da, din 3D, e dat peste cap. E forma aia care o ții minte tu și ca și cum te zădără, te deranjează, că ți-au, da, e altceva. E o mașină veche a lor tăi, e luată la... E second hand, să zicem, e luată pentru, da? Nu e vorba să se vândă sau, știi? E luată pentru piese. Din când în când se umblă acolo, se scoate o piesă, se pune la altă mașină, da? Două mașini din, de la firme diferite, da? Din țări diferite, au același motor, adu-ți aminte. Cine are? Dacia cu ceva franțuzesc sau Franța cu ceva dăcesc, da? Ei leagă un motor împreună. Adu-ți aminte. Dacia avea motorul foarte bun. Da, asta ții minte. Franțuzesc a zis. Da, fostul tău socru din altă viață, înainte să pleznească și să plece de pe pământ, pentru cine știe ce a făcut, da, le spui lucrurilor pe nume. A deșurubat motorul de la mașina veche. Da? Și l-a mutat, l-a schimbat cu eu știu ce. Și la Rabla a dat numai caroserie cumva, s-a lămurit, s-a înțeles, da, acolo a fost. Și cine știe despre ce e vorba și când se suprapun și vezi pe ai tăi umblând în ceva într-un motor, se suprapune cu prin ce ai trecut, ce a fost, da? Clear-ui, clear-ui, vindeci tot, tot. Da? Lumea e în lumea lor, fiecare, încă o dată, spațiu. Tu te deranjează sau nu ce vezi, da? Dar e ajutat și de omul ăla care știe să lucreze cu energiile sau nu știe, ajutat în sensul invers. Dacă știe să lucrezi cu energiile, te ajută, te susține și dacă nu știe, da? Se proiectează din el, din ea, e, strâmbă și mai tare. Scut energetic la tine, la tău, la a tău tăt. Scut energetic la câmpul tău energetic care se proiectează și gata. Asta înseamnă, ce înseamnă scut energetic? Să văd ce nu văd, să aud ce nu aud, ajută-mă să văd, așa vorbești tu cu divinitatea dinăuntru tău, din afară, zic cum vrei. Tu devină ce... Arată-mi ce nu văd, să aud ce nu aud, să simt ce nu simt, să miros ce nu miros, da? Arată-mi spațiu, tot timpul. Și ți arată. Și le pui la punct. Și le pui și de o parte și de alta. Le pui că lumea e rea și le pui că lumea e bună. Spațiu. Și tu la mijloc ești... Da, ești făcat dragonul și ai grijă lui acum. Ai schimbat timpul. A pornit vântul. Încă o dată. Când ți se spune, o să plouă, o să ningă, o să bată vânt, o să din senin se schimbă de la 20 de grade la minus 20 de grade, de la nu știu cât la nu știu cât. Nu e prognoza omului pusă, din tine se proiectează în ce lumi sari, în ce vibrații, în ce an sari. Am sărit cu, am mai zis, 2020 am fost ieri, da? O căldură nebună, în iulie am fost. Da? Azi am fost la început de primăvară, în 2019, ok. Da? Azi. A început de primăvară. Spațiu. Și poate fi în primăvară când erau ultimele zăpezi, ultimele friguri, ultimele vânturi, da? Cam asta poate fi. Nu poți să știi. Obișnuiește-te cu că ești mag și
Așa înțelegi lucrurile, nu e cum s-a știut în 3D. Și schimbi energetic, transmute, transfaci, transfăgărășan, da. Susțineai nu știu ce, da? Te-au și dus, ai și fost pe nu știu ce munți, pe... Și zăpada a rămas sus în munți. Ce ai făcut? Ai dus zăpada în munți, vai, Doamne, transfăcărășan, sau cum se numea, până sus, mergem și nu știu ce, și ai coborât la poalele munților. Normal că nu are zăpada. Zăpada e sus. Ai înțeles? Acum, în gândul tău, o faci tot numai câmpie, cum era acasă la tine. Cine își aduce aminte? Câmpie, pustiu, păduri, dealuri, munți, fiecare ce își aduce aminte. Faci la loc spațiu și atunci îți ninge. Când e câmpie, e... Da? Unde se ningea? Ei România, ei Moldova, ei... Da? Toate... părțile a lumii, țara, care de unde se trage. Rușii, da. Nemții, da. Okay. Englitere, ok. Și fiecare cu, da? Asta ziceam. Nu mi-arunci tu mie Anglia să mi-arunce mie ploile. Ei de secole. Depresia. Asta era. Asta e Anglia. N-are ce căuta în viața mea, să zicem, nu? La mine cum a fost? La tine cum a fost? Ploaie e ploaie, iarna e iarnă, primăvară e primăvară, zăpada e zăpadă, căldura e căldură, frigul e frig. Punct, spațiu. Asta se proiectează, asta susții. Simți cum ninge, spațiu, ninge frumos, cum se aude picioare, zăpadă, spațiu. Nu ai munți. Munții aia care îi vezi, ți se pare aproape, da? Te-ai mutat într-un loc nou și vezi munți. Dar de ce se văd așa aproape? Tu nu ești acolo, dar tu ai darul de a vedea. Și fiecare om îl are. Că și îl închide sau nu, că n-a înțeles și a doua zi e sărit de acolo, nu îl ține vibrațional. Omul nu mai vede munții. Știi? Munții sunt hăt, am mai zis. 6 ore poate să fie distanța de la cineva la cineva în spațiu. Ca și loc de trai. Da? Stai într-un duplex, să zicem. Jumătatea e într-o parte a lumii și jumătatea e 6 ore, 6 ani, distanță, da? Ești mag, da? Și atunci poți, nu știi cum ai trăit în 3D, poate că ai văzut, ai asistat, ai simțit zăpada din Canada, știi ce zic? Frigul și așa mai departe. Și tu în țara ta n-ai avut. Ai fost mai aproape de Marea Adriatică? Știi ce zic? Nu poți să știi. E duplex, să zicem. Cineva din rudele tale ai plecat nu știu unde. Tu ai plecat din țară de când? Spațiu. Așa lucrez. Alegi ce-ți place mai mult și mai bun. A vrut să se întoarcă. Din partea ta întunecată. Ți arată, ți spune. Da. Justice la așa ceva, ca și natură, ca și timp, faci... Mergi pe adevărurile tale, pe ce simți vibrațional. Da? Îți place tot, se alege acum. Tot îți place, nu? Și frigul, și căldura, și că vrei să fie căldura căsuței să tragă din pământ ca pe timpuri, să înveți căsuța ta, să înveți cum e cu căldura, cum e cu răcoarea când e cald afară, da? Să învețe. Așa, treci prin așa ceva cum ai trecut și tu și de-abia acum începe să vină toamna sau să vină iarna cu frigul ei pentru că căsuța, pentru că, virgulă, căsuța are grijă. Da? Înțelege cum se transmite cum căldura pământului. Nu cheltui căldura pământului pe a vedea iarba verde în fața casei, că-ți plăcea, da? Și să ningă. Nu. Căldura toată, imaginează-ți, o tragi înapoi în căsuță, căldura din pământ. Și ea nu are grija verdețurilor din fața casei, a pomilor, și că ei trebuie să doarmă iarna. Trebuie să doarmă, totul trebuie să doarmă, să nu înghețe, da? Că tu vrei să-ți proiectezi iarna. Și atunci toată căldura sub pământul căsuței lași, da? Ca și cu bebelași, așa. Vai cum o să dorm la noapte, e povestea frumoasă. Am înțeles? Îi spui tu ție. Dragonoaica vorbește ea cu ea, el cu el, fetele băieții.
Da, te înțeles, da. Și cel cea care a vrut să fie nu știu ce și nu știu cum dat peste cap în viața ta, urlă la lună. Tu ai ieșit, tu nu mai urli la lună. Nu te doare nimic, te doare ceva. Te gâdilă, da? Urcă pe corp, te lămurește. Și cineva o să urle la lună înapoi. Dar tu ai ieșit din așa ceva. Cine? Luna, intuiția. Da, intuiția ta e superbă, cuiva i-ai dat peste cap intuitiv. E, intuiția, intuitiv. E? E superb. Când vezi semilună și un pic din lună, nu întreagă luna, e lupul care urlă la lună și închide cu corpul său luna. Până dispare, da. Energetic se clearuie, se vindecă. Tu ai ieșit din așa ceva, mai susții energetic lumea, ajuți, da? Îți place, acum ajuți altfel, într-o plăcere ajuți. Șmaf, stânga, dreapta, șmaf, da? Nu ai trecut prin ce ai trecut și gata. Super. Bun. În cuțite te bagă energetic, da? Sau dacă are și o formă, Be my guest, îi spui. Energiile unei împărătese. Împărătese. Distanță de timp între voi. Timeline, da. E departe, deja nu mai e lângă tine, spațiu. E lumânarea din, îi din tinerețile tale, cineva ți-a sărit în drum, ți-a trecut, o pisică care ți-a trecut drumul, da. E lumânarea din amintirile tale, tu aveai așa o lumânărică, ți-a plăcut, aveai și poze cu ea așa, da? Cu cine rezonează. Da. Demonița din partea întunecată. S-a răsturnat din partea întunecată împărăteasa demonică din tine, da? I-a făcut loc împărătesei și demonice și nedemonice a luminii și a întunericului, zic cum vrei. Înger și demon, da, înger și demon. Se face, se ing-yanguie. Ce mai vrei? Vrei ceva din, din cele patru elemente? Hai. Apa. Îți dă apă. Adaptability, resilience, change. Da. Tot timpul ți se schimbă, ți se întoarce, da? Vezi cum luna și pe lună, când e ăsta răsturnat, când urlă la lună ceva cineva energetic și știi despre ce e vorba, și admiri luna și știi că cineva e, dacă poți să ajuți, să ajuți. Și apa când își se revarsă, iese din, da? La fel, se acoperă luna, broscuța mare, acoperă, da? O parte din lună. Când apa iese din, când îi dai voie, da? Ia elementul apă, care e la cheremul tău. Da? Focul e la cheremul tău, da. Pământul e la cheremul tău, da. Pentru că ai acceptat în toate formele posibile, și holografice, culmea, și sintetice, tot, 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 tot. Zici, da, domne, da. Gust din asta, dar trebuie să o guști ca să faci ea, la nivel molecular, energetic, zic cum vrei, să simtă că e, se deranjează, da? Grâmbă.